Salutare, prieteni! Salutare ție, mamă, salutare ție, tată și ție, mamaie și vouă, colegiul care merg la școală joi și vine, dar am stat acasă pentru că răcit. Salutare ție, Donald Trump și eu sunt Carbar la ușă și cred că FBI-ul. Eu sunt Eric și bine v-am regăsit la un episod din Jurassic World The Game, la care mi-a spus că dacă mai fac un episod de Jurassic World The Game, vă dezabonați, mă plecați și mă lăsați în desfințați armata. Nu contează dacă te dezabonezi, nu-mi pasă, nu-mi pasă, pleacă, du-te, du-te, te înlocuim imediat, nu-i problemă, te putem să te clonăm oricând, te pot cumpăra oricând vreau, dude. Nu, glumesc, frate, ok? Cred că v-ați dat voi seama că e o glumă, nu? Fiindcă eu când glumesc lumea, cred că vorbesc serios și s-a întâmplat chestii neplăcute. În fine, frate, s-a întâmplat o chestie, March Madness. Două cuvinte, March Madness, fraților, patru creaturi noi și niște hibrizi noi. Ludi a pregătit un update nou, fraților, pe noi, ceva așa ca să ne ia pe surprindere. Era evident că o să apară un March Madness, pentru că da, e luna martie și mereu în luna martie apare un madness dintre asta cu mulțimea de turnee și T-Rex rămâne fără valute iarăși în joc și da, yay, bătaie de cap și mă doare capul iar și iar mai joc Jurassic World The Game pentru o lună. De asta începe cu începutul, ia să zic, get it before it's gone, don't miss your chance to grab a guaranteed Unitarium. Uuu, uite bă, o creatură cenozoică faină nouă. Ok, ceva reduce a Dinobox, a super rare spectacular. Ok, ne interesa chestia asta. Special Unimorphed on Pair. Și asta, fraților, shake the earth, shake the goddamn earth, scutură-l bine, cu tremur. Ok, și ce n-avea creat Acante, stai, băi, înapoi, Acanteostega, ok, și nisca e creatură amfibiană care arată super fain, frate, uite de capul eu cât de jumec arată chestia asta, seamănă cu Kiki. Da, avem și chestia asta și, opa, ce e aici? Pack it in. Ah, god damn it. Nu mai pot să mai citesc bine. Ok, bă, am uitat să-mi pun timerul, băga mea și picioarele stați așa să-mi setez timerul acil și am. Ok, mergem acilea. Unde n-ai mai timerul? Care e timerul? Stai că era bine. Ăsta, gata. Îi dăm de acum, nu contează. Mai pun eu de la mine vreo 2-3 minute acolo în plus, gata. Am înțeles. Ok. Și chestia asta ce ar trebui să fie? Oh, ok. Avem șansa să primim una de creaturile astea în zi. În daily reward pack-ul ăsta, cum n-ai mai checat. Uite cum se numește în puii mei. Ok, să colectăm și chestiunile astea. Bun. Așa, nimic aici de colectat. Bun. Mystery pack-ul, fraților. Hai să începem tradiția cu mystery pack-ul. Cât paci să uit. Maica, măiculiță, doamne, Dumnezeule mare. Ia să iem ceva nou pe aici. Nimic nou aici. Ar fi fost cum ne-ați bage ceva. Ce n-ai bea? Up to minus 40%. Ok, niște chestii complet inutile. Că, aole, un trișados, frate. Ok, lasă-l acolo, dă-l deoparte. Uite, acolo îți arată o ofertă aici, nebun. Da, nu mă interesează oferta, chiar nu-mi pasă. Nu mulțumesc. Ce, gata, am obținut un mystery pack, perfect. Acum să intrăm în pâine, gata, hai să intrăm în pâine. Cum naiba să intrăm în pâine, asta e întrebarea. Intră pâinea, nu sau pâinea, sau noi în pâine. Ia să vedem. Trade-uri, chestii astea, pentru Dinobox, bagă. Avem nevoie de Dinobox, pentru turnele astea sau am nevoie de Dinobox. Ok, ceva mâncare pentru un gigantosaur, mă bag. Ok, asta e ce mai avem pe aici. Ok, mai multă mâncare, excelent. Miam, miams. L-am făcut de nivel 4, fraților. Țineți bine că l-am făcut de nivel 4. 1964, chiar să merită. O să dau pentru asta, dar deci țineți bine, 2000, să zicem 2000 ADN. Cât ar costa Eudimorphodonul să-l vindem, gen? Sper că mai am unul aici. Nu mai am unul aici. Pier ar să fie, frate, și am nevoie de ADN și nu știu dacă să-l vând sau nu. Habar n-am dacă să merită să fac 3-ul ăsta, unde n-ai bai? Aici. Habar n-am dacă să merită 3-ul ăsta, frate, că nu mai știu cât costă Eudimorphodonul. No, you know what, dă-l încoace, dă-mi ADN-ul, vreau ADN, frate, am nevoie de ADN. Ok, și acum hai să intrăm în pâinică. Începem cu bătăliile astea, cu evenimentele astea, cu turneul ăsta pe persoană fizică, este ceva important aici? Uite o chestie faină, frate, any creature level 30, uite aici, evenimentul ăsta îmi place, frate, un legendary pack pe degeaba. Boosted battle event, nu ne interesează, pack-urile astea, nu mă interesează, ba, picioarele, chestii noi, pacile. Chestii noi pe acelea, nimic, chestii noi pe acelea. În fine, frate, vă noi ne interesează turneul ăsta, frate. Creatură nouă, ce poate fi mai tare asta? Clickbait-ul perfect pentru episodul ăsta. Băi, și apropo, YouTube-ul ăsta e distrus complet, ia să vedem. Bă, s-a lansat acum 3 ore turneul ăsta, nu? Nu, acum 2 ore, pardon. Acum 2 ore, că mi-a spus voi în comentarii. Băi, din câte știu eu că e stricat ca dracului, o să trebuie să pune niște creaturi destul de puternice de început. Cum ai fi tu și Spine. Ia să începem așa, pe persoană fizică, direct intrăm în pâine, uite așa, ce n-am, am notificare aici, astea. Ia să vedem, notificări, Clash Royale, evenimente, chestii, lasă-le așa. Uite ceva, însă ceva, o puneți puternic, dar nu chiar foarte puternic. Ceva decent, ceva ce poate să bată și T-Rex. Bun, măi, hai să le dăm mamă de bătaie ăstora. Deci, stai că am uitat ce să fac, reserve. M-a blocat.
Mi s-a blocat creierul pentru o secundă, nu mai știam ce trebuie să fac. Băi, și un eveniment în Clash Royale, trebuie să-l filmez și pe la apa, am dat spoiler, gata, știți că apare un episod de Clash Royale după episodul ăsta de Jurassic World Game, gata, am stricat tot, nu mai are rost, gata, nu mai filmez, nu mai fac niciun episod de Clash Royale, gata, îmi bag picioarele. Ok, așa, băi, ce se întâmplă aici, cred că trebuia să-l atac, nu știu, n-am fost atent. Și am primit un mesaj, ce mesaj ăsta? Deci, lăsați-mă în pace. Nielai, doamne, mă întreb că toată lumea acum, frate, și e seară, e târziu și nu-i foarte târziu. Băi, și vreau să vă zic chestia asta cu YouTube-ul. E stricat în puii mei YouTube-ul, iarăși. Nu trimite notificări. Nu mai trimite notificări și știți că acolo când vă abonați, voi vedeți clopoțelul ăla, apăsați pe el și dați acolo să primiți toate notificările. Să primiți toate notificările, adică imediat cum postezi ceva, voi să primiți notificare. Fiindcă eu, frate, eu unul personal, eu nu mai primesc notificări nici măcar cu chestia aia bifată, cu clopoțelul bifat, atât de stricat e YouTube-ul, frate. Nu mai primesc notificări cum că cineva comentează la videoclipurile mele, așa că trebuie, când am ceva ce mai intru și-o pe la videoclipuri pe acolo, de-astea mai vechi așa, dau scroll pe acolo să vadă că am mai comentat ceva nou, știi? Fiindcă acum eu nu mai primesc, înainte primeam notificări cum că cineva comenta la videoclipul cu tare, știi? Primeam notificare, mă uitam acolo, gata, dădeam clip pe notificare, mă trimiteam exact la comentariul respectiv. Acum nu mai primesc, frate, nu mai primesc. Și nu mai primesc notificări nici la canalele alea la care sunt abonat și am bifat clopoțelul și chestiile alea. Atât de stricat YouTube-ul, frate. Și ghi și update-uri lansează ei la YouTube, frate. Vreți să știți oare ce update-uri lansează ei? Update-uri de aspect. Ei lansează update-uri de aspect, frate, să arate din ce în ce mai bine YouTube-ul, dar să funcționeze nada, frate. De performanță nimic, absolut nimic, nada, zero, distrus, tot, praf, rip. Bă, eu trebuia să fac un update la browser astăzi. Mi-a arătat acolo mai devreme. Acum mi-am adus aminte, trebuia să fac un update la browser. Cred că din cauza aia, frate. Trebuie să updatez Google Chrome. S-ar putea să fiu un idiot. Și să dau vina pe cei de la YouTube degeaba. În fine, tot vina lor e. Și acum o să primim câte 20 de trofee până ajunge... Survivor League direct. Hai mă că e bine că am început turneul de vreme, știi? Am început de vreme. Exact cum a început, frate, aproape exact cum a început, după două ore cum a început turneul, gata, a intrat și Terexul. Dacă intram exact atunci, ora aia atunci când s-a lansat el, exact atunci eram în Dominator în prima luptă. Da, aș vrea eu. Bă, am primit niște ADN, e bun. Adă la Terexul cu acel. Uite, am primit deja un pack. Am început să mă blâbâi. Ia se, unde naiba suntem acum? Încă două ligi până la ultima. Mamă, ce mișto arată creatura aia, frate. Uite cât de fain e. Mă, modelele la creaturile astea noi arată din ce în ce mai bine față de cele vechi care cele noi acum arată nemaipomenit de bine, pot să zic. Ok, se punem pe ăștia așa frumos în liniuță. Și haideți, fraților, mergem în Dominator. Mergem în Dominator. Terex vrea să domineze. Terex oricum din toată viața le-a vrut. Ai de capul meu, uite acolo un Yordan, dar e de nivel 1, deci nu fac griji. Și noi avem un amfibian în echipă, nu? Evident că n-am un amfibian în echipă, dar e bine, n-are nimic, las-o așa, las-o chill. Asta e mult tropitură, îi spunem pa. Bye! Bum. Ok, ia se de... Ai de capul și de zilele mele, ăsta la nivel 1 mai puternic decât un T-Rex de nivel 40. Da. Vreți un trozat de nivel 40, dar nu vă permiteți? Dar aveți un Iotaroană și un Trodon de nivel 40? Atunci luați-vă Iudon de nivel 1 și v-ați rezolva problema. Bagă blocks, că mi-e frică să mă bat cu ăsta, frate. Mie că-mi dau una peste cap de mă termină, știi? Eat your potatoes, măi! Gata, mi-am adus aminte vorba mea, stai că mi-a luat ceva să-mi aduc aminte vorba mea, frate. Am zis că pur și simplu a venit asta într-o zi în cap, eat your potatoes și gata, am început să zic asta peste tot. 4, ara, e left open. Nu e bine! Trebuia să elimin mastodontosaur cu cueța. Ai, ce prostie am făcut, mă doare prostia mea. Măi, una, două, trei, ar trebui să, patru, cinci ar trebui să moară și ar trebui să mor și eu după asta, nu? Eat your potatoes, măi, you are done, ia de aici. mă omoară din două. Terex stupid, Terex prost, Terex handicapat. Acceptă soarta, Loci, îmi pare rău, sunt un idiot. Iar, băi... Trebuia să vă așteptați la faza asta, cred că unii dintre voi deja știați, Terex o să piardă cu siguranță, mi-a luat o luptă pe aici, sigur o să piardă o luptă la început, fiindcă așa e la el. Așa începe la orice videoclip, orice serie nouă, orice episod, orice joc începe. Cu un lose, după aia cu numai cu câștiguri, linie și cu Dominator în blană acolo, știi? Da, na, nu putea să mi se întâmple și mie ceva bun, măcar o dată. Bă, dar am sacrificat Pteranodon ăla, cuețăl coată ăla, nu trebuia să fac prostia asta, că era mai bun. Ia stai mă așa, eu am un Golden Tune hrănit,
Dacă ar afla protecția animalelor când țin animale nehrănite, ar fi gravă situația. Unde naiba e Golden? Golden Tooth aici. Golden Tooth prezent la datorie și gata de a fi hrănit. Bagă la burtă. Ok, nivel 10, ia uite-l. Uite ce mănâncă, niam, niam, niam. Uite, ce-mi place animația asta, frate, uite. Păcat că nu vedem mai mult în cauza că sunt developeri lene și e foarte mult de muncit la chestia asta. Ok, să-l punem pe ăsta frumos aici, am, care lucește și care e strălucitor și chestii faine, ok. Și acum hai să punem pe treabă din nou. Sunt curios de Golden Tooth ăla de nivel 10, unde naiba putea să ajungă? Destul de departe, hrănirea chiar era forte, deci o să punem o dată așa, o dată așa, așa, perfect. Hai să o facem, fraților. Măi, nu te stinge, măi, lasă să rămâi acolo, porni, ca să văd câte minute, câte ore, câți ani au trecut de când joc aici, ca să încerc să un Dominator. Măi, de ce trebuie să-mi pună un Gorgosuciu și n-am niciun pterozaur în echipă? Deci, meciul trecut am avut, am luptat împotriva la un, da, la cum îi zice, cu un Iordan. Deci n-am avut amfibian. Acum lupt împotriva la un amfibian puternic și nu am pterozaur. Asta e karma sau e mâna FBI-ului? Una din două. Tot ce știu e că trebuie să elimini neapărat Gorgosuciu sau că altfel îmi face bucata. Aici. Cred că mai bine puneam două blocks. Categoric două blocks era o decizie mult mai bună. O să punem așa și așa. O să facem acum chestia asta, na. Hai să încercăm totuși. Există șanse de câștig, există șanse de a pierde. Presim că o să pierd și meciul ăsta iarăși. O să mă dau cu capul de birou instantaneu. Pentru că da. Terex e geniu. Mă dau capul de bloc ca să vină minții la cap, nu de alta. Ok, punem 3 blocs duri. Asta o să habar n-am ce naiba o să facă. Mă atacă cu toate. Bă, de ce ataci, măi, omule, așa, măi, amfibianule, măi, nu, nu mai ataca așa, nu, măi. Mă speriu, măi. 1, 2, 3, 1, 2, 3 și... here comes the pain. Nu, nu, ți-a dat cu 6. Te cu 5, hai că e bine. Cât paci. Perfect, acum e momentul ca noi să-l eliminăm pe el. 1, 2, 3. 4 e mort. Sigur n-are bloc, frate. Sigur n-are bloc, fiindcă știe că o să-l elimin. Dar eu o să pun, frate. Doar de precauție. V-am zis eu că nu a save. V-am zis eu, gata, jocul ăsta trișează. Eu big shit. Îmi vine să mă seduci, dracului. Apoi mie îmi vine să mă seduci de fiecare secundă a vieții mele. Curmați în suferința. Ai de cap. Atacat cu 4, asta înseamnă că are una. Sau a fost tot ce are el? Oh, n-a fost atent. Ok, știu că le elimin în două. Bloc, una, două. Dă frică ce mi-o să pun 3 blocks. Cred că alea au fost toate punctele lui de acțiune. Da. Sau nu? Mă doare capul, gândesc prea... Da, perfect. E bine că am pus blocks ăla, frate, că dacă puneam un reserve, eram terminat acum. Nu m-ați bătat cel cu toate 5, 3. Nu e bine, nu. 1, 2, 3, 4. 2 blocks, bun, hai, acum îl batem. Acum îl bătem. Îl batem ca pășniță, hai, atacă cu toate. Nu! Vrea să mă prindă la închesuială prostul mare la degetul lui micuț. Mare la degetul lui micuț, dar acea stega. Nu poate să mă elimine, nu poate, dar n-are cum, frate, e imposibil, din termen matematic, e imposibil să mă elimine cu 5 de HP, reușești și supraviețuiești și îl bat, v-am zis eu că o să câștig meciul ăsta. V-ați întoit vă de mine? Nu cred că v-ați întoit de mine, nu? Marzo, te-ai întoit de mine, dude, hai frate, serios, v-ați întoit de mine, hai mă, chiar așa Terexan sunteți, mă, v-ați întoit de mine, credeți că nu pot să câștig lupta asta. Pată pe Dumnezeu să vă șuteze în soare. Să vă șuteze în soare de data asta că e frig afară și de aia. Că dacă era cald afară, să vă șuteze în lună, că acolo e frig. Încă 20 de trofee la T-Rex-ul aici. Du-mă departe, du-mă pe Marte. Hai că m-a dus pe la jumătatea legii, nu-i problemă. Uite pe acu. Dar așa l-am văzut așa, știi, cu o sclipire. Și mi-a dat 1200 food, da, perfect. Chiar mă ajută chestia asta. Frate, numai porcării primești din pack-urile astea micuțe și din toate astea. Numai prostii primești, să-mi bag picioarele în ele. Ok, ia să vedem. Gândește, T-Rex, gândește-te, prezii oponenții pe care o să ai acum astea, ce creatură mi-a făcea. Tu ești bun de mid-shield? Hai să punem și asta. Ok, și hai să punem și un amfibian, sigur o să avem nevoie. Ia stai tu așa puțin. Sau nu, lasă, punem amfibian. Punem amfibianul, gata. ce grămă de cid, frate. Vreau să pun Carnoraptor ăla, știi că mă gândeam că o să pun acum un erbivor puternic. Cam vaga senzație că asta o să se întâmple. O,
Voi de Dumnezeu! Bă, sunt de nivel 1, asta nu mă deranjează, chiar e perfect de nivel 2. Uite ce mi-a pus acolo, frate, și mă sperie. Bine că nu sunt cine știe ce ăștia, frate, sunt slabi. Sunt ușor de bătut, dar... V-am zis eu că trebuia să-mi pun un carnivor, v-am zis eu că trebuia un carnivor, adică uite-te și tu, sunt două erbivore, mari și late și grase. Sunt două erbivori mari și late și grase. Dacă îmi puneam eu acum un carnivor, un carnoraptor acolo, mai bine zis, era meciul ăsta ușor ca naiba. Dar na, fiindcă eu nu gândesc și, bă, bine, că mai gândesc și eu e rar, și când gândesc se întâmplă mai chestii rele, dar ați prins voi ideea. Ok, nu poate să mă elimine. Ba da, poate, ups. O să mă coste meciul prostia asta, greșeala asta, o să mă coste meciul într-atât de rău. Ai de capul meu ce am făcut. Ținând cont că tu nu o să mă ajut la absolut nimic, aș putea la fel de bine să te folosesc ca Mitchell, deci 3 reserves, hai că se poate, frate, sigur se poate. Nu trebuie decât să gândesc puțin. Pune scriu la contribuție T-Rex, haide, scoate-l de la naftalele de acolo. M-a atacat 4, bun. Mi s-a duce și vocea, trebuia să-mi iau ceva de băut la mine, frate, că mi s-a deci vocea, mai sunt și răcit în puii mei. Poate răgușesc, dracule. Ok, ar trebui să le elimin din 2, 3, evident că din 3, una, două, una, două, hai să vedem. Am scăpat de cea mai mare problemă, ăsta, uite, știu, frate, câtă viață și cât atac poate să aibă creatura asta. Ai de capul tău. Uai, 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 au reparat cumva gradientul de lumină adăugat cumva umbre pe ăsta? Pe Amargasaur? Sau mi se pare mie? Că mi se pare mie, frate. Știți că înainte era foarte bine, la nivel 40 e foarte lucios, asta e de-abia de nivel 1, deci n-am mari așteptări. M-a atacat cu două. Una, două. Una, două. Bun, 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 bun. Am ajuns până la sfârșit, am ajuns până acolo la Sucus, până acolo la Saur. Până la creatura asta care mi-au ce aminte de Godzilla. Hai că se poate, T-Rex, hai că se poate, ai nevoie decât de două lovituri ca să le elimini. Ați văzut că se poate? Ați văzut că se poate? Mă, eat your potatoes, ia de aici. Față de cartofi, o să zice lui Colasaurul ăsta, frate. Față de cartofi, care culoare de cartof, are formă de cartof. Probabil că are și gust de cartof. Deci, o să zicem față de cartof. Mi-e părul, mă, care se trebuie să mă tun. Ești din ochii mei. Păr aiurit. Ai văzut, mă, că se poate, măi. Ce înseamnă să-ți folosești creierul după atâtea milenii. Ok, și am ajuns în Hunter. Mai hai că mai avem puțin și facem un Dominator, frate. Ok. Și ținând cont că turneul ăsta durează doar 2 zile, o să fie foarte ușor să te menții, fiindcă na, ăsta e și scopul. Doar dacă nu o să vrea Ludia să te, na, să fie, să facă turneul ăsta imposibil, să, gen, să te dropezi așa, în fiecare zi, să te scadă câte o ligă, știi? N-ai luptat astăzi? Te-am scăzut o ligă. Te ducem la Mama Dracu în Hatching League din nou. Am pățit așa ceva și am ajuns înapoi odată când m-am apucat pe prima dată de joc, frate, și aveam șansă să câștigi un turneu și am zis, aia, lasă-l așa, că ce poate să se întâmple rău. Și m-am că am ajuns la Mama Naibin Hatching League, știi? Și ceva de genul, a, ce am prietul Misery Pack, ce naiba s-a întâmplat? Și scrie acolo, Hatching League Reward sau ceva de genul. Nivel 40 și deja am pus niște creaturi foarte puternice și am dat de cred niște cele mai proaste creaturi din jocul ăsta. Ăștia trebuia să fie Hatching League, fraților, dar eu dau de ei. Uite unde dau eu de creaturile astea. În Dominator o să vedeți creaturi ca astea. Uite, opponenți ca astea o să vedeți voi în Dominator. Sau cel puțin eu o să văd în Dominator așa ceva. Unul dintre la bun și puternic și frumos și shiny acolo. Și doi de ăștia proști, varză, vai mama lor. Care normal trebuia să fie nivel 1000, 2000 așa, dar fiindcă în turneu nu e posibil așa ceva, nu-i permis așa ceva. Da. Nivel 40 maxim. Nu știu de ce a dat asta, dar nu s-o că e mort. Ia de și mamă, îi face Snakehead pe ăștia praf, o. Trebuie să mai respir puțin, că am vorbit prea mult. Mă sufoc pe aici. Bă, chiar a trebuit să beau și ceva, frate. Băi, notă pentru T-Rex. Notă pentru mine, să scriu undeva, notă pentru mine, ia, dar o foaie și un pix, am nevoie de o foaie și un pix sau un creion sau orice altceva, am telefonul ăsta în față, dar e timerul ăsta aici și nu pot că trebuie să stau să mă uit la el, să mă focusez pe el acolo. Trebuie să mă focusez pe timerul ăsta cu ochii mai rău decât pe meci, frate, mai mult decât pe joc. Vă nu știți cât de importantă e chestia asta. Ce dracului tot vorbesc eu aici, habar nu am, cred că am fumat superci halucinogene iarăși. Ai de capul meu. Nu mai mănânc de la fast food în canal. Dar totuși. Despre ce vorbeam? A, da, notă pentru mine. Să-mi scrieți voi în comentarii acolo, să-mi aduc aminte ca următorul videoclip, să-mi iau naibii o sticlă cu apă la mine, că o să mă sufoc naibii, o să uite. Mi s-au scalgă tu ca naibii, nu mai pot să mai vorbesc cum trebuie. 30.000 coins! Măi, culiță, mamă, m-am îmbogățit, hai că vă fac cinste cu o bere. Cine vrea o bere? Vreau o bere fără alcool și fără bere. Ne aveau decât o doză goală, ce ieșesc la asta? Hai că sunt generos, măi.
Ok, ia să vedem. Hai să punem ceva mai zlăban acum. Să începem cu ceva mai zlăban, ia să vedem. Cum ai fi tu? Ok, o să te punem și pe tine. Și pe tine. Ala mai, uite, echipa perfectă, ia să vedem. Și acum parcă vedeți că ai tiranozaur de nivel 40 pe aici care o să-mi dea pumn din gură. Wow, tiranozaur care dă pumn din gură, frate, cât de hilar ar fi asta. Uai de capul meu, frate, Leofosaurul ăla chiar e OP. Frate, multe creaturi astea de nivel 1, frate, nici măcar nu trebuie să le faci nivel 10 măcar ca să fie OP. Uite-te și tu la tipul ăsta. Bine, care atac cu fartă și o să pun un bloc, fiindcă mi-e frică de el. Dar totuși, uite cât de zlăban e omul. Pardon. Maica măiculiță, și n-am mâncat în seara asta, frate, n-am mâncat nimic, nu mi-a fost foame. Habar n-am de când vine asta, de la prânz, la micul dejun, habar n-am de la ce vine asta. Uai, dar știu că îmi pute gura rău de tot, ai de capul meu. Îmi merit porecla de frate de Godzilla, fiindcă lui Godzilla mirosea gura urâtă. Aia din 1998, mirosea gura pește foarte oribil, să știți și voi, măi. Ce se întâmplă și ce se întâmplă și că n-am fost atent. Ok, o să punem 3 zăr. Nu! Trebuia să pun 3 blocks. Trebuia să pun 3 blocks, hai, las-o așa. Na, e bine, mă, m-a atacat toate trei, acum e momentul ca să moară. Vine acum Carpain, frate. Uite-l pe Carpain, îl porță cum vine el, mamă, cât de mult îmi place creatura asta, mi-ar plăcut ca Carpain să fie creatură, frate, legendar mi-ar plăcut să fie mai puternic și legendar. Cât de mult mi-ar plăcut chestia asta, dar na. Creaturile faine și mișto care îi plac lui T-Rex sunt mereu undeva într-un standard ăsta foarte jos. Bine, că și Tiranozaurul îmi place și e legendar, dar e un legendar ăsta mai slab acum, că s-a lansat jocul, era foarte puternic, era pe de cel mai OP dinozaur din joc când s-a lansat, jurați cu de game. Și Velociraptor îmi place, și Spinozaur îmi place, și Triceratops îmi place, și Stegosaur îmi place, și sunt toți dinozauri foarte slabi. Încep să cred că mie îmi place doar ce e slab, frate, doar ce... Ai de mama mea. Acum am realizat că l-am pus pe ăsta ultimul și că nu mi-am nimic în afară de șunosaur. Da, paștele, mă, T-Rex. Bun, hai să vedem ce putem să facem. Una, două, hai că mi se aduce timpul, măi. E mort? Ai, gândește repede! A, mi s-a blocat creierul și n-am știut ce să mai fac, lăsați-mă pace. Uai, am avut exact... A avut exact numărul potrivit cât să le elimine de două lovituri șunosaurul ăsta e magic. Șunosaurul ăsta ne câștigă meciul, frate. Șunosaurul ăsta o să se numească Sean. Sean o să ne câștige meciul nou astăzi, fraților. Priviți aici cum o să-și doboare prădătorul tenace. Ia-mă de aici. Oi de capul, uite, uite asta da Shake the Earth. Asta da Shake the Earth. Uite, asta e definiția adevărată a lui Shake the Earth. Efectiv, Sean a scuturat turneul ăsta cum ca nimeni altul. Acta că nu m-ar mânca și nasul în halul ăsta, frate, că de când am dat drumul la... de când am dat drumul la filmare, mă mănâncă nasul într-un hal nemaipomenit. Ah, Dumnezeu. Ce am primit 25 cumva? Am primit cumva 25 și l-am văzut eu? Ah, Doamne. Voi de Dumnezeu, aveam o batistă pe aici, dar na. Eu trebuie să schimb batistele imediat cum am suflat nasul într-o batistă. Ups. Am dat click din greșeală. Mamă, și asta îmi pice pe acolo din greșeală, ești nebun și mi-a picat 3000 food în loc, așa, dar mulțumesc. Băi, eu când suflu nasul într-o batistă, trebuie neapărat să o schimb cu altă batistă, fiindcă, da. Zici că sunt un elefant, naibii. Ok, ia să vedem. Next. Pe cine să mai punem noi aici? Pe cine să mai punem noi? Pe cine să mai punem noi? Perfect, ia uite. La fix aliniați aici, pregătiți de luptă. Niciun carnivor din nou. Mi-a ce fost bun un carnivor totuși. Băi, e bine să ai mereu un carnivor. Nu știu de ce. Mie îmi place mereu să am în echipă un carnivor. Pentru că se poate să pice câte două elbivore și să-ți dea picioare în cap. Da. Băi, am un tricou pe mine. Un tricou fain. Îmi place mult tricou ăsta, dar... Să bag picioarele în el dacă nu l-am ruinat complet. Săracul tricou, uite-te și la el, frate. Deci nu știu ce naibă am făcut, dar am întins atât de tare de el, frate. Am întins atât de tare de el, vreau să și ciudat. Încât a devenit rochie pe mine, bă, voi vă dați seama că îmi vine până la genunchi. Vă știți că tricou ăsta merge mie până la genunchi? Vă imaginați-vă asta, un tricou care să-ți vină până la genunchi în pui mie. Nu mai e tricou, e cam așa de noapte, habar n-am ce naibă poate să devină tricou ăsta, săracul, păcat de el. Era frumos. Bine că second hand-ul are mai mult, adică HMM-ul, adică, da, bine că pot să pun că pun nu mai pot mai vorbesc corect românește. Bine că pot să-mi cumpăr oricând altul. Fiindcă îmi permit, fiindcă YouTube-ul mi plătește foarte bine. Mă plătește suficient cât să-mi iau pâinea pozit și după aia să mor de foame restul lunii. A trebuit să fac ceva în pute. A trebuit să fac o grevă sau ceva. Hai să facem grevă, frate. Sunteți de acord cu mine să facem o grevă? Facem o grevă. Mai asta filmează aici, da, filmează, ok. Pentru o secundă am crezut că nu filmează, e nebun, am văzut chestia aia roșie acolo, butonașul aia roșu și m-am încurcat în puii mei.
Am crezut că nu filmează și am ceva de ce. Mamă, să vezi că am vorbit atâta degeaba și că trebuie să iau filmarea de la capă și să găsesc o scuză idioată și după aia și chestii și de-astea. Îi de Dumnezeu și după aia o să fiu jumătate de episod mut, fiindcă nu mai știu ce să mai zic, fiindcă mi-am folosit toate ideile bune și nu mai mi-aduc aminte. Dacă mai vorbesc așa de mult, chiar că o să rămân fără idei. Wow, uite, am ajuns în predator. Ăla-i mă. Ăla-i mă, ăla-i mă, ăla-i, ăla-i. Nu știu ce mă bucur așa că n-am auzit încă în Dominator. Dacă mă bucura, oai de cam eu, două pack-uri dintre alea frumoase și lucioase acolo. Și 25 ADN, nu e rău. Ia de-le mă la T-Rex cu aceeași. ADN mă, ADN. ADN. ADN care numai, băi, nu mai știu ce înseamnă ADN. ADN ăsta, nu mai știu ce mai înseamnă. Dar știu că sunt niște cuvinte foarte complicate, să-mi bag picioarele în ele. Prima dată când am văzut ce înseamnă cuvântul ăla, inițialele astea ADN, am fost ceva de genul, fatal error la creier direct, știi? Bra, totuși. Știință, frate, o știință. Uai. Uite, mă, ce oponenți mirobolanți are T-Rex-ul, mă. Eu pun creaturi din ce în ce mai puternice și am oponenți din ce în ce mai slabi. Ah, trebuie să iubești jocul ăsta câteodată, frate. Trebuie să-l iubești. Matchmaking-ul din jocul ăsta e curățat, frate. Bine, până o să se gândească ei să schimbe, să zică, băi, astea așa că sunt turnele cam ușoare și chestii și văd că lumea se bucură și astea. Da, și hai să schimbăm asta. Mai bine tac din gură, că cine știe, karma asta, universul mă aude acum. Universul mă aude și ce zice, hai să dau lui T-Rex o palmă peste ochi instantaneu așa, hai să strică lui fericirea și chestiile astea. Bum, direct. Okidoki. Mă întreb, oare am dezactivat cursorul, oare voi vedeți cursorul în momentul ăsta? Am uitat să verific dacă l-am dezactivat. Nici nu mai mi-aduc aminte dacă am verificat dacă am dezactivat cursorul măcar. Nu știu dacă am activat microfonul măcar. E, microfonul, uite că-l văd acolo în dreapta jos, văd că funcționează. Băi, funcționezi. Moarte și ție, ok. Dar nu, acum nu mai pot să mai văd dacă e cursorul. Ba da, aș putea să văd dacă e cursorul activat și chestia asta. Dar mi-e silă, măi, lasă-mă în pace. Sunt răcici chestii. Și nu pot să fac multe. Nu pot să fac multe aceeași, pentru că trebuie să urmărești și timer-ul ăsta, ceva încă o notificare. Ce notificare e asta? Ia, join Albert in a 2v2 battle. Du-te mă, taci. Ok, dă-i pe sistem. Ăsta, Golden Tooth Junior, dă-i pe sistem o lovitură în gură, gata, mor. Eat your potatoes. M-am văzut cât îmi place vorba asta, frate. Deci, acum peste tot o să vedeți mai eat your potatoes de la T-Rex. Și de astea cu șutava și în lună. Da, nu, șutava și în soare acum, că e frig afară și de-aia. Măi, dar la voi cum mai este vremea? Chiar v-am întrebat. Hai să începem un subiect de asta. 29 de trofee, bună. Bună așa, măi. Vreau să vă treci pe voi, să mai stăm noi de vorbă, așa ca de la Terexan, de la Terexan și el la Terexan inferior, subaltern. Ai de cap, nu v-am jignit, cred, habar n-am, acum nu știu, cum vă place vouă. De la Terexan la Terexan, hai să zicem așa, cum mai e vremea pe la voi, mei oameni buni? Am eu o zăpadă înghețată și sunt surțul de 2 metri jumate care mi-a tânat deasupra casei, dar la streașină care sunt pe care să-mi pice cap și să mă omoare dracului. Poate a trebuit să stau în dreptul unui surțe dintre ăla, știi, ca să-mi cur suferința sau ceva. Ok, astfel. Bag aici la T-Rex-ul. Cei mai proști de cei mai proști oponenți ever. Ia. Vezi acum Triceratop de nivel 1 cu Gualong de nivel... Ia, Umetreafodon de nivel 1. Bă, nu e rău. Lasă-i că putem să-l batem ușor pe ăla. Avem erbivor bun în echipă. Băi, și individul ăsta tocmai ce are doi pterozauri în echipă. Bă, că nici că se putea mai frumos de atât. Ia de aici, boss. Ah, mă mănâncă în frunte acum, frate, mi s-a mutat mâncărimea de la nas mai sus, între ochi aici. Ih. Trebuie să am eu o mâncărime, frate, dacă stau prea mult pe loc, mă apucă mâncărimile, încep să mă mănânce părți astea din corp așa, iure, știi? Astăzi am dormit ca un nemâncat, să-mi bag picioarele, dacă n-am dormit azi o grămadă. Bine, n-am dormit o grămadă, m-am sculat pe la 9, cred, m-am sculat astăzi pe la 9, după aia m-am mai culcat pe la 2 sau pe la 3 și m-am mai sculat pe la 4 jumate. Sau era 5 fără 10, nu mai mi-aduc aminte. În fine, băi, tu de ce nu ești mort? Ce naiba s-a întâmplat aici? Ai pus cumva blocks? A, da. A, văd că încerc să mă blochezi pe mine, măi. Văd că încerc să-mi dai bloc aici, este. Aici or potatoes, măi, să vezi acum. Uite-l, mă, ce încearcă el, mă, să mă lovească pe mine, măi. Măi. Băi, dar ia stați așa. Sunt chestii interesante despre care eu aș putea să vorbesc și totuși o țin pe prostiile mele. A trebuit să încerc să fumez ciuperci astea halucinogene, că nu e ok. Hai să ne gândim, frate, la update-ul ăsta, la March Madness ăsta, sau cum ne-a pasat mea. Frate, s-au lansat 4 creaturi noi, de care sunt 2 hibrizi noi. Habar n-am că în total sunt 6 creaturi, dar am văzut acolo că sunt 4 creaturi astea noi care se lansează în turneu în fiecare zi și nu cred că o să fie hibrizi care se lansează în turneu. Acum, serios, frate, nu cred că o să lanseze hibrizi noi în turneu, nu.
La, a fost o dată turneul ăla cu Indominus. Băi, ești nebun ce a supraviețuit ăsta. Bulan pe tine, măi, domnule, dar să știi că nu mai scap de data asta. Acum să vezi pumni în gură ce ți-ai. Tocmai ți-ai semnat contractul cu moartea și te duci la dracu. Da, hai să o dăm acum gata cu gluma, hai să mai lăsăm glumele deoparte, nu chiar. Totuși, sunt creaturi noi, frate, că o să apară 4 creaturi noi, plus 2 hibrizi, din câte am înțeles eu, 2 hibrizi, nu mai sunt sigur dacă sunt 2 hibrizi sau 1 sau 3. Dar, cred că sunt 2 hibrizi, din câte am citit eu din patch notes-ul ăla, mi se pare că iau 2 hibrizi noi. Ceva cu un Terizinozaur și cu un Yotaranus, mi se pare, ceva combinație între Terizinozaur și Yotaranus, nu mai am aminte numele, dar era... 31 de trofee. Dar era destul de evident, frate. Era ceva cu Tyranno Titan, nu mai mi-aduc aminte sigur dacă era ceva cu Tyranno Titan. Dar sigur, și dacă e, o să puteți face hibridul la cât de curând, frate, că imediat cum apare, adică nu mai trebuie să fac Terizonozorul de nivel 40 și gata. Job done, știi? Dar acum, ideea e în felul următor. Celălalt hibrid, am uitat să mă uit să văd cum se numește și dacă pot să-mi dau seama din ce naiba poate să fie, din ce poate să fie creat și chestii de-astea, știi? Dar bine, fraților, avem în total 6 creaturi dacă să le pui așa cap la cap. Cam atât și m-am gândit acum. 4 creaturi noi de turneu, adică în fiecare weekend o să avem câte o creatură nouă, un turneu. Oi, mua! Ce creaturi bune am pus-o și uite cu ce am dat să mă bat. Mă simt puțin jignit. Dar totuși. O să avem în fiecare weekend al lunii astea, o să avem câte o creatură nouă de turneu în fiecare weekend. Nu-mi place că le lansează weekend, frate, ca să fie toată lumea. Adică s-au gândit și, frate. Hai să le dăm și lor șansa să, până la urmă, să joace turneul ăsta, știi? Să apuce să joace în turneul ăsta. Că de. E drăguț în partea lui, frate, să-ți ocupe weekend-ul cu ceva, știi? Poate n-ai treaba asta, joacă-te joase cu World Game, frate, și dacă ai treaba, joacă-te joase cu World Game. Și dacă ești pe moarte și chestii de astea și nu mai reții mult și te să semnezi testamentul sau habar n-am sau să spetezi jurul echipei cu frate, joacă-te bă, joase cu World Game. Sau dacă vine sfârșitul lumii sau lovește un asteroid în pământ, băga mea și picioarele nu funcționează creierul, joacă-te mă, joase cu World Game. Știi? Și de dar mă întreb oare hibride ăștia noi doi. Mă gândesc că primul, ăla cu Terizinodon și cu Uteranus, o să fie un hibrid erbivor. Îmi merge gândul așa că o să fie un, doar nu o să fie un pterozaur dacă un carnivor sau un carnivor și un carnivor și un erbivor, să rezulte un hibrid pterozaur sau un hibrid amfibian, asta ar fi chiar culmea, frate. Ce risipă de creaturi, uite-te și tu, niște creaturi pe care le puteam folosi în Dominator, acum s-au risipit, s-au dus pe apa sâmpetei. Da. Dă mai mizeria asta jos de pe birou, ce naiba, cine a mâncat aici, de ce sunt urși, a, stai că am mâncat eu chipsuri mai devreme. Nu mai contează, alarmă falsă, eu sunt de vină. 32 de trofee, a, minunat. Ne mai pomeni, frate, uite cum saltă, ia 225 am eu și el pe primul loc care... E gata, am ajuns în Dominator, un singur meci și am ajuns în Dominator. Ia de la Terexul ceva bun aici, bagă ceva bun. Bă, de cât coins, pack-ul ăsta, Mister pack-ul ăsta mi-a avut 1100 de ori decât un common pack sau un mâncare sau un iscai alte porcării. Ia zi-mi. Bun. Cât de cât bun. Mamă ce pack. Mamă ce pack. Îmi retrag cuvintele, frate. Îmi retrag cuvintele. Ea a fost un pack cam... Bine, mi-a dat ceva mâncare, frate. Și mâncarea o apreciez, sincer să fiu. Adică... Băi, apreciați mâncarea, mă, că alții n-au ce mâncam puii mei. Băi, așa de bulanci sunteți, mă, voi. Oi, 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 am prea multe creaturi bune, frate, hai să punem ceva mai slăbuț acum, hai să aruncăm ceva mai slab în arenă. Hai să nu punem chiar cele mai bune creaturi așa, fiindcă o să avem nevoie de ele în Dominator, că o să luptăm și puțin în Dominator, nu? O să luptăm în Dominator, da, o să luptăm, au trecut deja 30 de minute și dacă mai adaug eu de la mine, fiindcă sunt sănătăros, să mai adaug 4 minute, au trecut 35 de minute, bă, ajungem destul de repede în Dominator. Uite ce înseamnă dacă pornești turneul așa de vreme, știi cum s-a lansat, vezi ce avantaj masiv ai și să te menții în Dominator acum e ușor, frate. Mai ales că sunt evenimente de astea de weekend, sunt turnee de astea de weekend, ceea ce e mai mult decât asta, frate, mai mult decât grozav. Fică sunt turnee de weekend și poți să lupți în continuu acolo, te menții Dominator în top 1 dacă vrei, dacă n-ai ce face. Cu excepția faptul că mai sunt una, două evenimente pe acolo care se merită, deși mai bine o creatură nouă în ediție limitată decât să stai să luți la un eveniment pe care poți să-l faci și altă dată, pe care poți să recuperezi. Creatura asta de turneu, frate, creatura asta de turneu sunt o șansă mai rară, știi? Fiindcă mă gândesc că mergem mai să se termină și creaturile astea pe care le vedem noi acum noi care să apară o să le pierdem gen. De fapt nu chiar o să le pierdem. Le pierdem, dar într-un fel nu le pierdem. O să se reîntoarcă, dar în turnee de astea de o săptămână, de 5 zile de astea și atunci e mai greu. E bine să le iei atunci când ai perioada de cea mai scurtă, atunci ai șanse mari să le iei, știi? Fiindcă, da, poți să ajungi repede în Dominator și poți să te menții mai ușor în Dominator. Arată, dăm Dino sau pe aici, fiindcă nu vreau să întâmple vreo nenorocire să... Mamă, eu cred că, eu știu cum, eu mă aud vorbind,
așa, știi, mă aud vorbind bine, adică știi, vorbesc cuvintele fluent, corect și astea. Și știi ce cred că caut alții? Ca un pește de la care să neacă. Da, pește care să neacă în apă. Da, am o logică imbatabilă. Ciupercile astea halucinogene, fie la mamă la drag să fie. Ăi, de capul meu, dinți ca niște cui am văzut. Am văzut un idiot, frate, care a fost mușcat un piton de față. Efectiv, l-a mușcat pitonul, i-a rămas și câțiva dinți în față, fie, frate. Am văzut asta într-un videoclip, nu știu unde am văzut asta, frate. Cred că pe National Geographic sau pe Animal Planet. Era un medic de ăsta, așa, știu, un veterinar de ăsta. Gata, mă, ia uite-l, Dominator! Mua! Ala, și mai avem suficiente creaturi ca să mai înainte să ne ducem în top 1%. Cred. Dar am văzut unul, frate, care efectiv un veterinar de ăsta care nu știa a făcut șarpele lui, a stătea pe gâtul unei femei acolo, știi, proprietara. Stătea pe acolo și șarpele tot lumea cu privirea, nu știu ce n-avea făcut el la o examinare ceva acolo și la șarpele lui nu i-a convenit, știi? Chiar nu i-a convenit ce a făcut. Și după aia a reacționat urât, adică l-a urmărit cu privirea câteva secunde, așa face un șarpe când se pregătește să dea strike-ul, știi? Gen, te urmărești așa câteva secunde cu privirea și după aia s-a fix în față, frate, și a avut un reflex ăsta masiv, l-a prins de gât, l-a tras de față așa odată. Mamă, l-a mușcat pe toată suprafața, frate, de ochi puțin așa, de aproape, de buză, de nas. E, uite niște oponenți mai pe măsura mea așa, cu care să le dau pumni în gură. Aia, uite, acum începe bătaia ca lumea. Dar totuși, frate, a avut șarpe un reflex atât de masiv, bine, că și-a pierdut o grămadă de dinți. Bine, dar fiind un piton, îi creșteau repede dinți înapoi și pitonii ăștia au mulți dinți. Sigur, au două șiruri de dinți pe arcada superioară, acolo au două șiruri de dinți, vă dați seama câți dinți are șarpele alea, dacă se înfige în ceva, nu mai dă drumul. E camozazaurul din Jurassic World, efectiv, și-a împipt colții din domnul și nu i-a mai dat drumul, aleluia, până nu l-a omorât, nu i-a mai dat drumul. Așa și pitonii ăștia, frate. Nu știu dacă era un piton, nu știu dacă era un șarpe la constrictor sau ceva, dar nu cred că era. În fine. Și când l-am smuls de față, mamă, a găsit o grămadă de dinți în față, frate. Avea vreo 2 în sprânceană, vreo 2-3 dinți în sprânceană și vreo, nu știu, unul a scuipat, deci unul i-a intrat efectiv în gură, a rămas în gură, a rămas cu el în dinți, a rămas cu dinții în dinți, ești nebun. Nu știu, s-ar putea să mi se pare scârbă, dar mie mi s-a părut, frate, ceva așa destul de șocant, adică, frate, șarpele era pur și simplu aia decis, nu suporta, bine, că cum nu suportăm noi doctorii și dentiștii, așa nu suportă nici animalele, nu suportă veterinarii. Vă zic eu că dacă v-ați lăsa animalul, câine, pisică, orice, cu un veterinar ăsta singur, ne supraveghează de voi, vă zic eu că, haide, că am eu veterinarul, dar mai trăi mult. Ok, să vedem, să fiu puțin atent la luptă, că deja mi-am neglijat oponentul. Ok, să mergem așa. Hai, ia niște exadue de la Rex, de aici a venit regina, pregătiți-vă, faceți loc. Rex a venit decisa să ia creatura asta nouă, să o ducă la ea în parc, acolo, în padoc cu ei, și după aia să-l mănânce. Asta suna puțin cam întunecat. Mai, ia vine tu încoace și asta, vezi? Vine un puri al lui Terex. Ia să facem noi lupta secolului, fraților. Dimorfodon de nivel 40 vs Dimorfodon de nivel 40. Cine o să câștige oare? Evident că Dimorfodon de nivel 40. Dar care mai exact, al meu sau al lui? O să merg pe 31 reserve. E mort. Evident că Dimorfodonul a câștigat. Dintr-o luptă de un Dimorfodon și un Dimorfodon, un Dimorfodon o să câștige. Va lămuri, nu? Eu mereu pariez pe la care câștigă, frate, știi? Când se întâmplă ceva, o luptă, un concurs, un eveniment, ceva, eu mereu pariez pe la care o să câștige. Ideea e că nu știu cine o să câștige și de-aia zic așa, pariez pe la care o să câștige. Și multă lume, mamă, de unde știu că o să câștige la? Păi eu pariez mereu pe câștigător, măi. E o chestie aici, știi, o șmecherie. Tocmai v-am spus secretul meu. Ai de capul meu, să mai pot să mai fac pariuri cu nimeni niciodată. A, mă mănânc ochiul. Frate, ce înseamnă mâncărimile astea așa? Trebuie să însemne ele ceva, trebuie să aibă o semnificație anume. Mă întreboare dacă mă mănânc cu ochiul înseamnă că o să văd sau o să prind pe acul ăsta acum. Cum să mi-a creatura asta nouă, că am uitat. Cui pasă? E o creatură nouă care arată șmecher și care T-Rex o vrea. Ok, ia de la T-Rex-ul cu aceasta de. Uite, am apăsat click din greșeală iarăși. Am văzut pe acul, deci aia e șmecheria. Deci dacă m-am mâncat ochiul înseamnă că am văzut pe acul. Mi se pare că dacă m-am mâncat palma dreaptă dau bani și dacă mă mănânc aia stângă primesc bani, cam așa funcționează. Nu știu, frate, eu când primesc bani iau așa cu ambele mâini, știi, uite așa, iau, pac, iau cu ambele mâini direct pe persoană fizică. Turneul continuă, lupta se desfășoară în desfășurare, lupta desfășurată se desfășurare, nu știu ce naiba am vrut să zic cu chestia asta. Bă, dar hai să punem așa aici, pune mă eu acolo, lasă ne așa, oricum oponenții mei sunt slabi. Terex e mult prea OP pentru jocul ăsta, frate, sunt mult prea bun pentru jocul ăsta. A trebuit să se numească Jurassic World The Game, bătut de T-Rex-ul. Așa trebuie să se numească jocul ăsta. Bun, ia să vă văd, măi.
Mă întrebare Kentrosaurul ar putea să elimine asta. Are mult atac, frate, o să pun un bloc. Tot vreau să mai țin Kentrosaurul pe aici pentru noi câteva secunde. Câteva secunde, minute prețioase așa. Mă atacă? Nu mă atacă. Ia scoate tu Metracantosaurul ăla la iveală. Am făcut o prostie, sincer să zic. Acum nu știu ce am făcut chestia asta, în fine. Nu știu, trebuia să mai bine scoteam, frate. Mai bine scoteam pătina la iveală, știi? Acum asta poate să mă elimine într-o lovitură, să mă atace cu două și să mă elimine și n-am realizat nimic. Am făcut decât o prostie și asta s-ar putea să mă coste meciul. Din nou am început să vorbesc repede și probabil că voi înțelegeți tot. Bla 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 bla. Ok, frate, Tina poate să câștige meciul ăsta. O Tina junior așa de nivel 20 poate să câștige meciul ăsta pentru noi. Nu poate să-și doboare toți adversarii în linie. Are cumva o punct de acțiune acolo, un bloc sau un reserve, că n-am fost atent. Avea 4 puncte de acțiune cumva. Haide, Tina, știu că poți să o faci. E momentul tău de glorie. Strălucește, Tina. Mort? Oi de cap eu. Mama, bă, sunt un porc. Scuze, pardon acum, mă pardonez acum. Mamă, ce-am anticipat mișcarea acolo, ați văzut? Am pus de frică un atac în plus. Acum ăștia n-au ce să-mi facă, frate, sunt ușor de bătut. Ăsta e morțul lovitură, asta se agătează la atac cu două. Deci facem un felul următor. Fiți atenți aici. Una. Ia uite ce frumos. Și moarte pentru tine, tovarășe. Du-te acasă, eat your potatoes. Ce-mi place replica asta. Uite mă cum câștigă Tina, uite cum îi bate Tina pe toți, frate, e o Tina junioară, uite-te la ea. Nu e decât de nivel 20 și deja poate să măture pe jos cu toți oponenții. Măi, ce-a fost atentatul ăsta la tine aici? Ia stai tu așa, ia stai tu jos. Ia du-te tu acasă de aici, fiindcă nu câștigi asta de această luptă, nu este rândul tău să câștigi. Asta este rândul lui T-Rex să strălucească în lumina reflectoară pe care, lumina reflectoară. Am un bec tâmpit economic lângă mine care mă chiorăște. Frate, pentru un bec economic face destul de multă lumină. Și habar n-am când ne-am consumat asta, cred că trebuie să scăpă undeva pe voltajul ăsta, dar nu văd fiindcă lucește prea tare. Ah, m-am uitat prea mult în bec. Nu mai văd bine. Am văzut reșirea trofei acolo, chiar că nu mai văd bine. Uite ce înaintez, frate, poate ajung în top 1%, ești nebun? Ia să vedem. Eu, ceva bun la T-Rex, te rog, ceva bun. Uite pe acolo, frate, uite. Acanto Estega, ceva, habar n-am. Stai cu zile, mor aici, Acantostega, ceva, Acantostega, o să zicem Acantostega, o să zicem Acta, o să zicem Acta, firma de internet, o să zicem Acta direct, na. Ok, nu frate, și zicem, you are done. Mi-ar plăcea să pun decât o singură creatură să lucrea, dar văd că nu mă lasă, sunt obligat să pun 3, știi ce? For the heck of it, și după aceea o să punem pe cei 3 cei mai puternici la sfârșit. Ia uite-i pe ăștia 3 frumoși aici, uite-i Indominus cu Tina și cu Golden tu. Ce poate să fie mai mișto de atâta, frate? Cei mai puternici de cei mai puternici să lupte cu cei mai slabi de cei mai slabi. That's a fair fight. Asta e interesantă. Bine, cu excepția tot Giancosaurul, asta e o luptă interesantă. Păcat că el are 2 erbivore și eu am un carnivor care efectiv rupe oase. Și evident că el e un fricou și dă Dinosaur și fuge în praznic. Și evident că așa sunt un fricos nenorocit și fug și eu, frate, fiindcă da, nu vreau să-mi iau un bot. Pune reserve sau pune reserve. Ok, hai să te văd ce o să faci acum, tovarăși. Gândește repede. Nu mai gândi repede, lasă așa, mamă, dar bă, frate, nu știu, creatura asta arată urât așa, arată ciudat. Pterozaurul ăsta. Ok, tapi cel teribil, frate, e momentul ca tapi cel teribil să facă legea pe aici. Dar nu încă. O să punem 3 zări și Iordan o să curețe, o să-i bată pe ăștia, o să măture cu ei pe jos, să sperăm. Asta ar fi planul meu, ca tapi cel teribil să-i... tapi cel teribil, doamne, cam Iordan să-i mănânce pe toți. Gata, ia uite-l, ce putere pe el, ce forță pe el și de-abia nivel 10, frate, și mai puternic decât orice altă creatură pe care o are oponentul. Nu chiar. Ok, e mort, nu e mort. Una și cu una face două, frate, una și cu una egal moarte pentru tine. Ești afară de aici, or potatoes imediat. Că dacă nu ții mă din cheu. Ia să vedem. Și acum n-are decât să-i mănânci pe ăștia doi, poți să mă relaxezi și în timpul ăsta, în timp ce rupi, uite, m-a atacat cu toate patru. Mamă, ce tot Giancosaur, egoist, frate. Și crede că o să poți să-i faci lui Iordan, tu ești nebun la cap. Tu n-a te-ar Dumnezeu de egoist, acum chiar că o să o ții în gură rău de tot. Pentru egoismul ăla al tău, fiindcă a atacat cu toate patru și ai lăsat pieptul
Ankylodon cu gigantocefalus descoperit, îți iei capacii. Uai, și cred că e gigantocefalus ceva de gen, tocianosaur de norocice, ești, m-ai lăsat să mor aici, paște Dumnezei tăi. Niam! Uite. Hai, frate, ce mișto să ai creatură OP. Oh, vă simțiți și voi? Probabil că nu, dacă nu aveți creatură la fel de OP ca T-Rex-ul, vă vă comparați mai cu T-Rex-ul. Eu sunt liderul, evident că trebuie să fiu peste voi cu mult. Ne, nu e chiar așa, frate. Nu sunt un tiran, nu încă. Unde era, mi-a dispărut cursorul, frate? Mi-a zburat cursorul pe ecran fix în colțul din stânga jos. Mamă, ce detalii exacte dau, ești nebun? Sunt ca un GPS, păcat că eu mă rătăcesc și într-un magazin de ăsta mixt. M-am pierdut în Lidl odată, știi, m-am pierdut pe rafturi, în Lidl, nu mai știam unde e ieșirea, nu mai știam unde e casa, ești nebun. Ajunsesem pe la Lactate, pe capătul ăla al magazinului, ziceam, bă, unde dracu e casa aia? Ok, și acum, ce mai bun, începem cu Indominus pe persoană fizică și Golden Tool la sfârșit, cu Tina la mijloc. Un sandwich perfect cu de toate. Durere, furie, maestuositate, frumusețe și alte chestii. Ușor de bătut, ușor. Bine, adică na, uite frate, creaturile astea sunt creaturile care se compară cu ale legendare, frate, care efectiv sunt aproape mai bune decât ale legendare. Ceea ce pe mine mă surprinde, sincer, frate, adică na, dacă ești un player de ăsta de nivel mic, cu siguranță trebuie să ai unii hibrizi de ăștia rari, trebuie neapărat să iei în parc, de nivel 40, dacă vrei să ai șanse în turnee și în astea. Unul dintre hibrizi buni ar fi Nundagosaurul și... cum ne va se numește la mă? Nundagosaurul și Carnoraptorul. Și dacă e să ia așa la erbivore, un erbivor bun ar fi ăla, zi, la Labyrinthodontia sau la Labyrinthosaur, în puii mei. Da, la Labyrinthosaur așa ăla, da, da, Snakehead. Să aveți și voi un Snakehead în parc, să aveți și voi un Dagosaur, un Ninja Turtle și un Carnoraptor, frate. Și sunteți good to go efectiv. Hai să spăl pe jos cu așa, bagă-i domnul, bagă-i gheara în ea acolo. Și la pterozaur habar n-am ce pterozaur. Ah, da, tapi cel teribil. Da. Un tapegealosaur ar fi bun. Deci astea sunt patru creaturi, frate, pe care tu trebuie să le ai neapărat în par dacă ești de nivel mic. Eu te malozaurul ăsta ce tu pe oare? Nimă la el. O să ne mânce pe toți. Ah! Măi, ce feroce e el. Haide, cap meu, și nici măcar jumătate de viață nu e la lui Nomis. Tovarășe, ți-ai făcut-o cu gheara ta. Acum vino în puria mea. Ce melodios e T-Rex-ul seara, frate. Totul s-a datorat la acel ciuperci halucinogene pe care le-am fumat. Ok. Easy peasy, lemon squeezy, măi băieți. Ia dați voi la T-Rex-ul acum așa. Vreau și o pack-ul acum, hai că-l meri, frate. Am ajuns până în Dominator, am făcut și glume, am explicat. What? Wait, what? Am primit 25 ADN. Dar dacă aș fi dat jocul la ruletă pentru mine, dar dacă aș fi dat eu la ruletă, poate îmi pica ceva mai bun. Uite, aici norocul meu a fost scamat. Asta înseamnă că aș fi câștigat creatura asta, frate. Aș fi câștigat creatura asta cu siguranță, dar am fost scamat. Am fost scamat, fraților. Teoria conspirației. Înfine, oameni buni, cam aici o să cheie și acest episod. A fost destul de distractiv. Vreau să știu unde naiba, vreau să știu în ce poziție sunt în turneul ăsta de 2 lei. Ia să vedem unde naiba am ajuns. Mai dus departe, mai dus pe Marte. Sunt la jumătatea legii, frate. Uite ce frumos. Sunt pe top 53. Foarte bine. O să mai lup și mâine și poi mâine. De fapt, mâine și poi mâine. Astăzi și mâine și luni o să ne primim și noi reward-ul bine meritat. Să sperăm că și voi sunteți pe undeva pe acolo în Dominator lângă T-Rex-ul. Dacă nu, continuați să luptați fiindcă aveți 2 zile la dispoziție și ar fi mare păcat, frate. Probabil cine știe, creatura asta e foarte OP. Probabil cine știe cât OP e creatura asta, frate. Uite ce fundal strălucitor. Ce micuție, frate. Și ce coadă mișto. Ce drăguț. 100% șanse de drop, trebuie să scrie acolo 101% șanse de drop. Ok, dar fie fraților, cam așa să încheie acest episod, așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, să activați și clopoțelul ca să primiți și voi toate notificările când postează T-Rex ceva nou, fiindcă da, am început să postez în ce mai des acum, deci da, rămâneți la curent acolo cu tot ce postează T-Rex-ul, dacă vreți să fiți și voi informați și astea, bifați clopoțelul ăla, abonați-vă în caz că nu ați făcut-o, vă garantez voi că nu o să regretați decât foarte amarnic și noi o să ne vedem ca de cei de-a viitoare, pa, pa!